Elevul a obținut media 8 la purtare, atunci ar trebui să-și ia adio de la alocație. Asta a decis guvernul săptămâna trecută. Mai mult decât atât, s-a mai decis că sprijinul financiar va fi acordat familiilor care încurajează participarea copiilor la actul educațional. Primele reacții nu au întârziat să apară în rândul dascărilor făgărășeni. Aceștia consideră actul normativ o încălcare a drepturilor copilului. Duse vor fi vremurile în care ele vor putea chiuli de la școală nemotivat. Dacă va dori să scape de vreun curs care nu-i place, chiulul nu va fi o soluție salvatoare. Și asta pentru că cine va strânge 20 de absențe nemotivat, îi se va scădea nota la purtare, iar mai nou îi se va asista și alocația. Asta a hotărât guvernul săptămâna trecută, o decizie nu prea inspirată, spune dească făgărășeni. Este o lege, după părerea mea, total injustă, fiindcă, în primul rând, calcă un drept fundamental al copilului și anume dreptul la educație. Și o să mă și explic se va crea un, un cerc un cerc vicios. Există foarte mulți copii, cel puțin în învățământul liceal obligatoriu, adică clasele a 9 și -a, a 10 -a, copii care provin din familii cu situații material defavorizate și care chiar se bizuie pe acești 40 sau 50 de lei, nici nu știu exact cât este, cât este suma respectivă, pentru a-și a trimite copiii la școală. Nu mai beneficient de acești bani, nu o să mai vină la școală. Acesta consideră că o asemenea lege nu încurajează absolut deloc performanța educațională a elevului. Mai mult, această nouă lege ar putea crea o prăpastie între elev și profesor, dar ar și obliga dascălul să facă anumite compromisuri. Și noi suntem oameni cadrele didactice, și în momentul în care știi că unui copil i-ai luat 400 de lei de la gură, nemotivându-i o absență, până la urmă recurgi la, la niște compromisuri. Știu eu nu neapărat pe baza unor scutiri medicale, dar pe baza unei cereri a părinților, care este conform regulamentului respectiv. Vei face niște compromisuri să-i motivezi niște absențe în așa fel încât să, copilul să nu piardă acești bani. Guvernul a mai hotărât că sprijinul financiar va fi acordat familiilor care încurajează participarea copiilor la actul educațional. Cu alte cuvinte, fie că va avea bani sau nu, părintele va fi obligat să cumpere rechizitele școlare necesare a elevului.